Și hârtia. Domnul Simeone, dați-mi și mie. Dați-mi. Păi dacă faci ca aia din Italia, numai că așa ești. De când regeai prima oară, te rog, domnul Boana. Da, asta faci. Păi ce... Domnul președinte. George. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Georgeta Simeone, vă rog frumos faceți liniște, că n-aveți glasul femeile. Georgeta Simeone, vă rog liniște. Nu vă e rușine, vă măriți salariile, nu vă e rușine. Domnul... Facem tot ce putem ca să blocăm aceste legi nesimțite. Spectacolul grotesc care a avut loc astăzi în Parlament nu are absolut niciun fel de justificare. Discutăm pe marginea acestor imagini pe care le-am văzut cu Gabriel Zetea de la PSD și cu domnul Gheorghe Pecingin de la PNL. Bună dimineața, mulțumim pentru intervenția în jurnal. Bună dimineața, mulțumim și noi pentru invitație. Domnule Gabriel Zetea, privind acum la rece, cum vi se par aceste imagini? V-am văzut nervos ieri în Parlament. Cum priviți aceste imagini? Recunosc că am pus mult mai multă pasiune în subiectul care se dezbătea ieri în Parlament, având în vedere că am lucrat atât de mult timp în administrația publică locală, dar faptul că atât de mulți oameni, sute de mii de oameni care lucrează în administrația locală, erau anumite partide politice care le refuzau dreptul la o viață mai bună, la o creștere de salariu pe care nu o aveau de 4 ani de zile, sigur, argumentele pe care le-am adus poate că au fost ceva mai pasionate. În același timp trebuie să știm că parlamentarii, nu doar PSD, parlamentarii PNL și chiar și uneori cei de la USR sunt supuși unui tirur de acuze și unei agresivități ieșite din comun de către Partidul Aur. Este un comportament care se perpetuează deja în Parlamentul României, eu sper să nu devină un obicei, pentru că și anul trecut cei de la USR făceau aproximativ la fel. Se legau cu lanțuri, luau megafoane, conturbau ședințele, iar acum cei de la AUR au învățat de la comportamentul celor de la USR. Și atunci când nu au argumente, atunci când nu pot să stea la o masă să ducă o discuție civilizată, atunci când nu reușesc să-și impună punctul de vedere, devin agresivi, conturbă ședințele. Dar știți că există un regulament și astfel de comportamente pot fi sancționate, da? Umblatul în picioare prin camera în care are loc această ședință, filmatul din picioare, vor fi sancțiuni în această situație, în acest caz? Inclusiv dumneavoastră v-ați ridicat în picioare și ați urlat la colegi. Cred că, și probabil că așa ar fi normal, ca toată lumea să fie trasă la răspundere, orice comportament inadecvat să fie sancționat. Absolut. Dacă din punctul dumneavoastră am încălcat regulamentul, o să mă supun deciziei colegilor. Nu eu decid regulamentul, ați decis împreună acolo regulamentul. Eu vă întreb. În comisia juridică, dacă va fi o reclamație și dacă va fi o sancțiune, sigur că o să accept, pentru că așa este normal. Dar, în același timp, vreau să vă spun că aceste lucruri se întâmplă aproape zilnic. Parlamentarii de la AUR... Asta nu înseamnă că este normal, tocmai de aceea vorbesc și vă întreb de sancțiuni. Acum, să știți că o să-mi asum o sancțiune dacă, prin comportamentul pe care l-am avut, am reușit să convinc ceilalți colegi să nu se lase timorați de injurile și adjectivele nu tocmai potrivite cu care au fost apelați de către Partidul AUR. Și am votat în continuare creșteri de salarii, așa cum i-am promis românilor, așa cum Partidul Social Democrat s-a angajat atunci când a venit la guvernare. Dacă o sancțiune va fi prețul pe care trebuie să-l plătesc, o să fac acest lucru cu plăcere. Domnule Gheorghe Pecingin, veți depune vreo reclamație în acest sens? Am văzut reprezentanții AUR ce comportament au avut. Au fost foarte mulți nervi în sală ieri, foarte multe ironii, da, și de la șeful comisiei. Cum vedeți lucrurile? Bun, într-o comisie parlamentară pot să mai apară conflicte, de cele mai multe ori se rezumă la conflicte verbale, dar din nefericire, inclusiv violența verbală naște... de violență.
Ceea ce a zis dumneavoastră în sala de ieri, unde am fost și eu prezent, ca și reprezentant al Comisiei de Buget Finanțe, se întâmplă în mod frecvent. Dar asta nu a fost pentru, așa cum justifica George Simion, pentru a ne împiedica să luăm o decizie. Pentru că dacă vrei să faci lucrul ăsta, vii cu argumente solide, vii cu argumente care să stea în picioare și care să-ți convingă, să-i convingă pe toți ceilalți că ceea ce spui tu este adevărat. Asta este, ceea ce ați văzut este un show pe care îl fac de fiecare dată cei de la AUR pentru a-și atrage sau a ține viu un anumit tip de electorat. Nici nu are nicio legătură cu viața politică din Parlament, nu are nicio legătură cu legile pe care le dezbăteam. Bun, și veți depune reclamații, așa cum spunea și domnul Zetea puțin mai devreme, pentru că pentru a exista consecințe trebuie depuse reclamații. Veți depune reclamații în acest sens? O să fiu sincer cu dumneavoastră, ieri am terminat Comisia de Muncă și am mai continuat activitatea, și Comisia de Buget Finanțe și Comisia de Muncă și a continuat activitatea după plen și am terminat la 5:30. N-am avut timp să discut, am intrat în emisiuni cu colegii de la grup cum vom proceda, care este procedura. Dar în mod normal, de fiecare dată când au existat astfel de derapaje, da, am sesizat organele de abilitate din cameră. Domnule Zete, am putea auzi astăzi de o astfel de reclamații din partea dumneavoastră la adresa colegilor? Eu ce să vă spun, noi ca Partid Social Democrat suntem deja destul de obișnuiți de atâția ani de zile legat de comportamentul agresiv și sincer, după atâția ani de zile nu mai ești neapărat impresionat. Ieri a fost o excepție și au existat câteva replici pe care și Partidul Social Democrat, care în mod normal PSD nu le oferă, deci am avut ieri câteva replici care reprezintă o excepție. Dar la un moment dat acest comportament agresiv generează de asemenea și o răspuns pe măsură, pentru că așa este natura umană. Acum, repet, eu personal n-am făcut în viața mea nicio plângere și nu o să fac, nici n-am fost impresionat de felul agresiv în care domnul Simion sau George Târziu s-au raportat la persoana mea, pentru că nu apăram pe mine. Apăram oamenii cu care am lucrat 8 ani de zile înainte de a deveni parlamentar. Sunt parlamentar la primul mandat. Am lucrat în administrația locală și știu problemele cu care se confruntă oamenii acolo, știu greutățile pe care le au și faptul că am apărat pe ei este o mândrie personală și o mulțumire personală a mea. Pe de altă parte, spuneți amândoi că nu știți sigur dacă veți depune o reclamație. Dumneavoastră chiar a spus că nu ați depus niciodată o reclamație și nu veți face acest lucru. Ceea ce înseamnă că un astfel de comportament va fi tolerat în continuare și se va mai întâmpla asta dacă nu sunt sancționați. Eu vă propun să mai discutăm